Imagini șocante la Drochia. Un minor a fost bătut, umilit și impus în genunchi să-și ceară scuze în timp ce era filmat. Totul a avut loc în satul Popeștei de Jos. Totul ar fi început după un conflict între doi băieți la școală. Unul din ei s-a plâns acasă părinților, iar aceștia au venit la instituția de învățământ, au prins minorul cu pricina, l-au bătut, l-au umilit și l-au impus în genunchi să-și ceară scuze. Toată scena a fost filmată cu telefonul mobil de către soția agresorului. Presa scrie că băiatul militar are doar un părinte și se află în grija bunicului, în timp ce mama lui este plecată la muncă peste hotare. În data de 18 aprilie, poliția a anunțat că s-a autosesizat în baza cazului, iar făptașii vor fi trași la răspundere.